ora. Bine ați venit, părinte. Părintele Bucur Gabriel, preot paroc la parohia romano-catolică din Poiana Micului, lângă Gura Humorului, județul Suceava. Părintele vă va spune mai multe despre proveniența relicvei cu sângele Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea și primul și primul rând bine ați venit și ne bucurăm nespus de mult că ați adus aici la Lumicu Vâlcea relicva Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Și eu mă bucur să vă întâlnesc. Comunitatea în care slujesc este o comunitate care are aproape 180 de ani. Aici au venit etnici polonezi și etnici germani pentru un trai mai bun, dar atunci în Bucovina se trăia mai bine și cu siguranță și în România. În 1941 etnicii germani s-au reîntors în țară și în locul lor au venit credincioși români ortodoxi. Biserica existentă, catolică, era cumva la mijlocul localității, fiind o localitate de munte care are aproape 10 km, neavând străduțe, ci doar strada principală. Biserica a rămas cumva departe de etnicii polonezi care erau mai în vale și de aceea episcopul nostru Petru Gherghel a considerat necesar să construim o bisericuță mică în mijlocul comunității catolice a etnicilor polonezi. Și așa am început lucrările. În 2008, pentru ca în 2010 deja biserica noastră să fie terminată și să vorbim deja despre sfințirea ei, împreună cu episcopul nostru îl doream alături de noi pe cardinalul Stanislav Giviș, care a fost secretarul personal al Papei Ioan Paul al II-lea, să vină să sfințească această biserică. În prealabil noi doream să dăm biserica sub patronajul lui Iisus Milostiv, fiind o legătură cu faptul că comunitatea avea etnici polonezi, nu? Și aceste descoperiri noi, nou formulate, nu, de către Iisus, au fost date Sfintei Faustina, care iarăși este de etnie poloneză, iar Papa Ioan Paul al II-lea a răspândit acest cult în întreaga biserică, începând cu anul 2000. Și doream să fie o legătură, nu? Dar săptămânal la adorație ne rugam în mod oficial ca Papa Ioan Paul al II-lea să fie beatificat și apoi canonizat, beatificat, însă până să sfințim noi biserica, să putem să o punem sub patronajul său dacă va fi voința lui Dumnezeu. Și deja spuneam că în 2010 biserica a fost gata, evident nu mi-am dat seama cum, am reușit cu toții să facem acest lucru, iar cardinalul Stanislav Giviș trebuia să vină în octombrie 2010. Din motive aranjate de Domnul, nu am mai putut să vină și am stabilit să vină cu episcopul nostru, evident, ca pe 21 mai 2011 să vină la sfințirea bisericii. Nu știam încă atunci că va fi declarat fericit și putem să dăm patronajul lui Ioan Paul al II-lea. Însă, pe 1 mai 2011, așa cum știm cu toții, Papa Ioan Paul al II-lea a fost declarat fericit și, iată, la numai 3 săptămâni, biserica noastră a fost sfințită de însuși cardinalul Stanislav Giviș, alături de episcopii diecezei noastre. Cu siguranță știți că Papa Ioan Paul al II-lea a avut un atentat, a fost împușcat într-o zi închinată Sfintei Fecioare Maria, pe 13 mai, și din acel moment s-a hotărât ca mereu în pelerinajele, în vizitele în țări pe care Papa Ioan Paul al II-lea le va avea, din când în când îi se prevelau două fiole cu sânge pentru a fi, în caz de un nou atentat, de a fi la nevoie folosite. Cardinalul Stanislav Giviș a păstrat ultimele două fiole cu sângele extras al Papei Ioan Paul al II-lea și le-a pus deoparte și iată, în felul acesta, în momentul canonizării, le-a avut pentru a le prezenta ca și relicvă. Din acele fiole, una
a fost păstrată pentru momentul beatificării și a fost prezentată în ziua beatificării 1 mai la Vatican de acea soră care a fost vindecată în mod minunat prin mijlocirea Sfântului Ioan Paul al II-lea de Parkinson și din cealaltă a prevelat cu grijă câțiva stropi și a dat relicvia Sfântului Ioan Paul al II-lea în mai multe biserici și dincolo de bucuria de a construi o biserică, dincolo de bucuria de a avea așa oaspeți, când mi-a dăruit cardenalul relicva, am fost mai fericit decât orice. Și această bucurie vreau să o împart astăzi și mâine și cu dumneavoastră, bucurându-mă că sunt aici și că putem împreună să ne rugăm lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Ioan Paul al II-lea. Așa cum știm, nici nu ne-am apucat bine să îl numim fericit, că anul trecut deja a fost declarat sfânt, nu o altă persoană a fost vindecată de anevrism cerebral prin mijlocirea Sfântului Ioan Paul al II-lea, o nouă minune recunoscută de biserică și de medici, nu? Prin care a putut fi canonizat, iată, atât de repede. Cu siguranță, rugăciunea noastră va fi ascultată de Dumnezeu, dacă o facem cu încredere prin mijlocirea Sfinților și, evident, de fiecare dată trebuie să învățăm, asemenea lui Ioan Paul al II-lea, să fim supuși voinței lui Dumnezeu și atunci, într-adevăr, putem trăi chiar noi minunile în viața noastră. Și vă voi spune mai multe și mâine pentru a vă lăsa și pe dumneavoastră să vă rugați și, bineînțeles, dacă e nevoie, mai pot răspunde și la alte întrebări sau atât cât mă pricep. Ne-a rugat să-ți înainte, Părinte, să spunem actul oficial. Da, actul oficial prin care cardinalul Stanislav Gibiș atestă că această relicvă este autentică, este însăși semnătura sa. Și pentru că nu am fost atent cu acest act, ați văzut deja că au căzut doi stropi de apă și s-a dus puțin din cerneala care autentifică, dar semnătura este aici și scrisul este în limba latină, limba oficială a bisericii. Ne bucurăm nespus că ați răspuns invitației noastre și ne bucurăm că în această mică bisericuță sfințită în anul 2006, dar începută în anul 2005 sub patronajul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea. În această mică biserică, în momentul de față, se află două relicve prețioase ale Bisericii Universale, spun eu, numai catolice. Cea a Sfintei Rita de Cașia, Sfânta Cazurilor Imposibile, Sfânta Patroană, să spunem, a Bisericuței noastre din Râmnicu Vâlcea. Relicva ex ossibus, unica în Europa, în afară de sanctuarul de la Cașia, așa cum se bine se știe prin înfrățirea care s-a făcut acum 2 ani cu sanctuarul de la Cașia. Și iată astăzi relicva din sângele Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea. Acum și eu vreau să fac o mărturisire și dumneavoastră și celor de față, pentru că adevărul este bine întotdeauna să triumfe. Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea mi-a călăuzit viața mea preoțească. Sunt hirotonit în anul 1991 în Biserica Ortodoxă. Aici, în Episcopia de Râmnic, am activat într-o parohie, mai precis, într-o parohie din județul Olt. În anul 1999, înaintea vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România, mai precis 7-9 mai 1999, am avut o conferință preoțească la protoieria de care aparținea de protoieria Caracal. Să știți, iubiți frați, că am fost printre... Acum vine să râd, dar în sinea mea îmi vine să și plâng. A fost printre cei mai vehemenți critici, atunci ca preot ortodox,
ai vizitei Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în România. Pentru că așa am fost, a fost formația noastră, formarea noastră în seminar și în teologie. Nu este vina nimănui, aceasta o consider totuși providența divină. Un an după, mai precis în anul 2000, când am descoperit Biserica Catolică la ea, acasă, în Italia, neștiind nimica, vorbind până atunci despre Biserica Catolică cu înverșunare, dar necunoscându-o. Lucru pe care, din păcate, îl facem foarte mulți. În 2000 am rămas, vă spun, șocat de ceea ce mi-a prezentat Biserica Catolică acolo în Italia. Și felul cum m-a primit pe mine, un frate preot ortodox, cu brațele deschise, fără niciun fel de resentiment. Atunci, în Italia, în timpul în care am stat acolo, mi-am făcut convertirea inimii. De fapt, nu am renunțat la nimic și mă consider în continuare un ortodox, pentru că am primit Sfintele Taine în Biserica Ortodoxă, dar unit cu Roma. Un catolic unit, mai precis. Și asta numai datorită Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea. De aceea am insistat cu rugămintea la dumneavoastră ca să veniți în Râmnicu Vâlcea, nu numai pentru comunitate, dar și pentru a-mi cere într-un fel iertare Sfântului Părinte față de gândurile negative pe care le-am avut față de dânsul atunci, în perioada respectivă. Este o mărturisire foarte... Programul este cel cunoscut, cel care este și afișat, și anume acum la jumătate vom începe slujba veceniei, urmată de de proiecția unui film cu viața Sfântului Părinte. Biserica va fi deschisă până după miezul nopții, până când vor fi oameni care vor trece în ordine spre venerare, să venereze particular relicva. Mâine la ora 10, Sfânta Liturghie solemnă. Mâine după amiază la ora 18, procesiune de aici, de la Biserica Sfânta Rita până la Biserica Sfântul Anton. Procesiune la care vă invit și pe dumneavoastră și pe toți cunoscuții dumneavoastră. Sperăm ca timpul să ne fie favorabil și să ducem la bun sfârșit ceea ce am stabilit. Iar mâine seară la ora 19 va fi o Sfântă Liturghie romano-catolică la Biserica Sfântul Anton, Maștere sau Relicva cu sângele Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea. Vor rămâne în Biserica Romano-Catolică până la miezul nopții, mâine noapte, mâine seară. Domnul să fie cu voi. Și cu prin mijlocirea Sfântului Ioan Paul al II-lea să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Tăi este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te în toate. Într-o mărturisire și în mare cuvință te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci în lumină ca pe o haină, cel ce întinzi cerul ca o piele, cel ce acoperi toate înălțimile lui,
cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbi pe aripile vânturilor, cel ce faci trainice tăi vânturile și slujitor ție flăcările focului, cel ce întâlnesc pământul pe rignitirea lui, nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o caină ia pe rământul lui deasupra munților vor sta ape, de certarea ta vor fugi de glasul tunelului lor să vor înfricoșa. Se înalță mult și se coboară bun în locul în care le-ai pus temelie, potarea este scântare nu vor trece nici și se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce fac să iasă în zboare în voi, prin mijlocul munților vor pătrunde ape. Adăpa vor toate fiarele câmpului, venit vor cu lumii în setea lor. Deasupra lor părțele cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele de deasupra metalele în rolul grădilor, care se va săpura pământul. Cel ce fac să lăsară iarbă în mitoacelor și verdeață pentru trebuința oamenilor, ca să scos pâine din pământ și vinte de strâși în urma omului, ca să îndesărești fața cu un de lemn și pâinea inima omului să întărească, să durase vor lemnele câmpului cetelii doamnului pe care i-ai sărit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul focostărcului se înalță deasupra lor. Munții cei înalți cerurilor, stânca iepurilor, este scăpare. Făcuta luna spre arătarea timpurilor, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa primele și s-a făcut noapte, pentru aceasta vor umbla toate fiarele podului. Uite lui răgnind ca să frage și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor așeza. La lucrul său ieși pe omul și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate într-o înțelepciune le-ai făcut, umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Însăși marea cea mare și largă, acolo sunt urătoare cărora nu este număr, viețuitoare mici și mari, acolo unde corăbii, acolo vă lau ori acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în frânsa. Foarte de la tine așteaptă să le dai între mânt la vremea sa, gândurile tuturor vor culege, deschizându-o mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți. Iar întorcându-o fața ta se vor tulbura, lua din spiritul lor și se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce. Primite din spiritul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie gloria Domnului în veci, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi, fie lui plăcut de cuvintele mele și omul voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate, în cum înțelepciune le-ai făcut, mărit de Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și Dumnezeu și în vecii vecilor, amin. Aleluia, 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 mărire ție, Dumnezeule, aleluia, 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 mărire ție, Dumnezeule, aleluia, 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 mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în frânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru Sfânt Părintele nostru, Papa Francis, pentru prea fericitul arhiepiscop cardinal Lucian, pentru prea sfințit episcopul nostru Mihai și pentru toți episcopii, pentru cinstita preoțime ceantul Hristos în diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, pentru țara noastră, pentru orașul acesta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în frânsele Domnului să ne îndură-te spre noi! Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi,
pentru cei care trudesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, mură despre noi! Pentru ca să fim mântuiți în noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, mură despre noi! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul pe alături și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigam către Tine, auzi-mă, auzi-mă, lumina lina.
Pilatus a Domnul într-o putere și s-a încins pentru că a întărit lumea care nu se va clăti. Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Domnul a împărățit pentru o doamă s-a plăcat. Zice-ncă sfântul sufletul și cugetul nostru să zicem. Doamne, îndură-te spre noi! Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeu, părinților noștri, rămâneți iau, Doamne, îndură-te spre noi! Seara toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de putat, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Dă-ne, Doamne! Mină și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pacea Lumii de la Domnul să cerem. Dă-ne, Doamne! În altă vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârși sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire, neîncruntat cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos, de la Domnul să cerem. Dă-ne, Doamne! Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare și curubea Fecioară Maria cu Sfinții, pomenindu-o pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să mă dăm. Ție! Este împărăția și puterea
a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o înălțime te-ai pogorât, milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne mântuiești pe noi din patim. Cela ce ești viața și învierea noastră, Doamne, mărire-ți-e. Înțelepciune, binecuvântat Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreapta credința dreptorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veac, în veacul. Că Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și ești mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea într-adevăr născătoare de Dumnezeu, te mărim. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, speranța noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt și acum și pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, a cărei relicve astăzi le avem aici de față, ale Sfintei Rita de Cașa, ocrotitoarea bisericii noastre și pentru ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.